În popor, noaptea de Sfântul Andrei este un fel de Halloween al românilor, însoțită de foarte multe tradiții și superstiții. Conform oamenilor, în această seară, spiritele ies în lume, lupii vorbesc cu grai omenesc, în timp ce oamenii se apără de toate cele rele cu ajutorul vrăjilor și a usturoiului. De asemenea, fetele care doresc să se mărite obișnuiesc să ascundă sub pernă un fir de busuioc pentru a-și visa iubitul. Cel mai cunoscut și practicat obicei este acela prin care gospodarii pun greul la încolțit. Dumneavoastră, ce tradiții știți că sunt astăzi? Ce tradiții? Să pui grâu, să treci la biserică, am trei nepoți. De ce se pune grâu? Ca să-ți încerci norocul și dacă vezi că este vremea bună, crește grâu. Ca încolțit! De ce se pune grâu? Dacă e Sfântul Andrei, și că de la Sfântul Andrei, cât boaba de mei să... Să mărește ziua. Da. Ați pus grâu? N-am pus, mamă, că am uitat. Voi pune diseară, că diseară nu este o problemă să zici că nu să mai pune. Nu știu. Cunoașteți nicio tradiție? Nu. Cea cu pusul grâului la încălzit? Da, aia da. Da. De ce trebuie să punem grâu la încălzit? Nu știu, depinde. Aveți, de exemplu, băieți, fete, le puneți să încercați norocul, parcă așa știu, nu știu. Să pune grâu de aseară la un colțit, într-o farfurioară, într-un vas, să pune apă și se vede cât crește, zice că așa ai noroc, dacă crește grâu mare, ai noroc, dacă nu, n-ai noroc, asta este. Dumneavoastră a spus? Am pus la nepoți, dar uite că uitasem, am un nepot și i-am pus grâu într-o farfurioară. Altă tradiție nu mai știți? Nu mai știu așa. Poate mai știu, dar le-am uitat, nu mai știu acum. În noaptea de Sfântul Andrei se pune grâu într-un strat subțire pe o farfurioară pentru fiecare membru al familiei. Fiecare membru va fi responsabil de bunăstarea lui. În funcție de cum a crescut grâul, așa va fi și următorul an pentru respectivul membru de familie. Bătrânii spun că aspectul grâului pus de Sfântul Andrei spune ceva și despre recoltele anului agricol ce urmează. Un grâu frumos înseamnă o recoltă bogată pe câmpuri și în livezi.